Astăzi o să reacționăm la un clip de la omul meu preferat sau printre oamenii preferați de pe YouTube, că mai am câțiva, anume nimeni inegalabil decât Bercică, care a făcut aici shaorma amicii versus shaorma din Arabia Saudită, frate. Așa că hai să vedem, știți că a fost el cu Al Nassr cu meciul ăla The Last Dance, care de fapt a fost o mare țeapă The Last Dance-ul ăla, că n-a jucat nici Ronaldo, nici Messi și au jucat echipele lor cum ar veni versus, în fine, s-au dus o trupă de vloggeri în cum se numește, în acolo, în Emirate. Ca și să vedeți vedem câte facem pentru shaorma. Editat de Edi, clar. Ăsta de amicii mei, mă adresez. Ca să vedeți, ăsta e tare editat, numărul 1. Și aveți aici brigada de forță. Bercică, unul din youtuberii mei preferați. Tudor Buțan, unul din youtuberii mei preferați. De altfel, cu care urmează să filmăm vlog. Am zis-o, nu știu dacă deja l-am filmat sau l-am și postat chiar, dar urmează să filmez cu el nu mâine, poi mine. Sau de fapt e ora 12 imediat, mâine, cum ar veni, când filmez eu vlogul. Eu filmez vlogul ăsta miercuri, dar voi nu știu când o să-l vedeți. X-Breaker-ul la care m-am uitat când eram mic o grămadă, cu nu știu ce mai face, sincer să fiu, dar mă uitam când eram mic la X-Breaker. Am și filmat de fapt și cu el și cu Improv Football. Mulțumesc pentru shaorma amici aici, care ne plac. Am ajuns aici la o shaormerie, fără să exagerez, cea mai șmecheră shaormerie din Riyadh, pentru care peste 13.000 de review-uri. Bă, ești nebun? Să vedem dacă e mai bună shaorma din Riyadh sau shaorma amici. Am mâncat la shaorma amici, e bună. De mare coadă, bine, nu e ca la noi la amici, dar astăzi, pentru că sunt aici, vom face o comparație. Bombă editat, îmi place super mult cum editează Edi. Între shaorma din Arabia Saudită, de la mama ei, și shaorma noastră de la shaorma amici. Vreau să apăsați pe butonul de like și dacă ați mâncat și vreți să mă spuneți ce părere aveți, ori de aici, ori de la noi din România. Haideți să mergem să vedem cu ce se laudă băieții. Foarte multe like-uri vreau și eu, pentru că se fac eforturi mici. Hai. Dar stai puțin. Vrem și noi o shaorma de la amici. Se rezolvă. Eu sunt singurul care poate compara real gustul, plusuri și minusuri. Lasă-mă că venim cu noi. Da, mă, așa urme preferate din București și pot să spun la fel. Da, e bună, nu? Da, bine, da, frate, dar am pe a mea. Hai să mergem. Așa arată intrarea în shaormerie, băieți. Ok. Mamă, ce e aici? Ești nebun. Ești că e la Dristor. Shaorma de la mama ei. Ia uitați-vă acolo. Aia are undeva. Ăla are un chef să-l filmezi, uite ce nervos e. A, cred că 60 de kilograme, cam așa. Știe Bercică care și el proțap. Băi, cum arată. Și ia să vedem. Zici că e McDonald's cu shaorme, frate. Aici, wow, sunt niște. Mamă, câte foame mi se face când mă uit. Băi, ești nebun. Băieții, suntem aici cu Ciprian. Tu unde ai mâncat în București și ți-a plăcut? Da, peste tot am mâncat. Și la Dristor am mâncat, și la Băneasa am mâncat. Și eu sunt shaorma în București. Bun. Deci pot să dau o părere. Ia să vedem. Aici se comandă, aici este coada. Vom sta la coada. Socul e cea mai bună, frate, din București. Coada și e comparabilă, dacă nu e chiar mai slabă puțin ca amici, sau mie mi-a plăcut tot amici, nu știu de ce mi-a plăcut, mie poate am fost subiectiv, dar e bună, rău. Vom comanda, o să le cer specialitatea casei, adică cea mai bună shaorma pe care poate să mi-o facă, știi? O să vă zic și prețurile și tot față de România, să știți un lucru aici, sunt... Aici ăștia n-au nicio treabă cu filmatul, în România erau 5 pe tine deja. Destul de ieftin. Adică nu cred că îl interzeau să filmeze, dar gen se uita lumea urât. Acolo sfârâie grătarele, fac și alte specialități pe grătar, cum ar veni, pui chestii de genul. Pui și vită, că altceva ei nu fac, ori nu au. Beef? No, beef. Bif. Big. Ok. Big beef. Spice. Spice. What? One and fries. Fries. Yes. Small fries. Ce caraghe se mergea. Ok. And e regele, bă. Deci efectiv îl iubesc. Bă, pe Bercea îl iubesc, efectiv. And one Pepsi diet. Yes. Am și plătit și fiți atenți. Ia cât l-a costat tot meniul ăsta? L-a dus, cred că 2 milioane. De fiecare chestie este cu numărul ei. Nu știu cât ar transduce asta în banii români. Că sucul mi-l iau de la numărul 1, shaorma de la numărul 4 și cartofii de la numărul 3. Fratele meu le avea deja pregătite, sunteți nebuni aici. Deci la numărul 1. Ok. Amicii mei, au venit și produsele toate în 10.000 de pungi. Băi, ei sunt nebuni cu pungile. Deci spun pungă la suc, pungă la cartofi, pungă la asta. Așa arată Pepsi-ul fără zahăr. Cartofii îi avem chiar aici. Ia să vedem. Că au gustat și băieții, da, eu. Mamă, sunt oribili. Au fost prăjit, cred, oribil. Că de 10.000 de ori în același ulei. Ori prăjesc peștele. Ok. Aici avem shaorma mare de vită. E foarte mică, frate. E mică, aici aveam și eu să o pauze. Ce e shaorma mare? Aia cam țeapă în sensul ăsta. Haideți să vedem cum arată. Ia uitați-vă și voi mâncați. Prețul o să vi-l zic după. Dar e foarte, foarte mic. E un fel de cheese kebab. Că gen... Ia să vedem. Și nu miroase tocmai bine. Da?
Bă, ca și notă, nu mă dă pe spate deloc. E ok, e foarte iute, dar nota maxim 7. Nu știu, carnea e ciudată, nu are niciun gust și sunt foarte multe condimente aiurea, gen, nu știu. Zice, după la șaorma mici, zice că e cea mai bună. Da? Foarte grețoasă. O dau cu ceva, cred că e foarte uleioasă. O fac ei, dar e foarte uleioasă. Nu-mi place. Te e mică rău, frate. Tu vezi că din două gură cuprinde? Revenim cu șaorma de pui. Ciprian și-a luat și el ceva aici care arată mult mai bine și mult mai mare. Este cu pui, nu? Da, picant. Picant pui, ia să vedem. Eu mi-am luat o șaorma cu pui. Șaorma, șaorma. Asta este altceva. Este un fel de roap sau habar rap, nu am. Rap de la. Stai că nici nu știu cum să... Opa. Vezi că... Asta arată mai mult așa urma. Asta arată așa urma. Da. Ia vezi pe ce parte deschide, că nu știu. Aici pare fundul, ok. Vezi că asta arată așa urma, uite. Hai că asta arată bine. Am văzut bine pe poză, iarăși. Ia să vedem. Ha? Mamă, ce foame mi se face după clipul ăsta. Bă, e mai bună. E 90% la fel ca a noastră. Da. Dar vezi că are cartofi în interior. Să nu mai ziceți mâncava-și gura voastră că arabii nu pun. Sau turcii. Ia uite. Așa arată mâncava-și gura voastră că mănâncă românii. Stai să dau pe white. Ce bagă băieții. Gata, noi ca sparți. Dar chiar arată bine, dar nu e chiar așa de bun. Dacă la șaorma de vită i-am dat 7 cu indulgență și vorbesc foarte serios, un alt lucru de menționat, aici nu-s pus customiza șaorma. Maxim, poți să zici dacă o vrei iute, dacă vrei în chiflă. Nu le poți ce fă-o cu aia, fă-o cu aia, dă-i tată. De tortilla, nu știu ce ăsta, și kebab, nu știu. Adică gen, tu nu poți să o customizezi, adică ei ce-o dau cu ceapă în ea, cu ce au ei. Deci asta e undeva la 70%, nici măcar atât de noastră mică. Și 70% că e foarte subțire. Și vine împachetată în staniol, ceea ce e ok. Mamă, dar uite și tu grăsimea asta, cum se vede pe ea. Vezi, e mamă, foarte grasă. Vere, ce e acolo. Foarte grasă. Da, da, da. Și asta de pui. Ia să vedem. Are un miros, nu știu, ciudat, dar în sensul rău. Uite, a lui Cipriana a fost mult mai bună. Ia. Mi-e foame să mănânc niște pâine cu pateu. Că nu mai deschis nimic la ora asta. De-mi trebuie să mă duc până în orașul ăsta, mă cosmopolis, ia departe. Nu m-am mai duc nici unde. Este exact ca a ta, doar că e în asta. Da? Da. Are și cartofi, văd, pui și un singur sos îl identific și ăla este mujdeiul acesta. Care e mujdei. Genii n-au multe sosuri. Deci au doar pui, chifla, cartofi și mujdei, atât au. Și cred că și o urmă de ceapă, cred, dar nu sunt sigur. A? Așa pare, nu-mi dau seama. Dar nu, puiul e o idee mai bună. Hai că-i dau o nota 8, că suntem aici la ei. Da. Și că poate nu sunt eu obișnuit cu gustul. Ce, aici avem cartofi. Uite, cartofi și șaorma. Da, mă, nu e ce trebuie, nu-mi place deloc, vere. Păi bă, șaorma la noi, frate, păi mănânc o de-aia de la sucul lui, mai mănânc nimic o zi întreagă, ești nebun, mare. Gen, mare e mare, frate. Ok, acum că am terminat, o să vă zic și cât a costat. Cea de pui a fost mai ok, doar că ce am văzut, Ciprian a avut-o așa pentru că la el singura diferență era lipia. Eu am avut lipie de șaorma, dar foarte grasă, el a avut tortilia care mi s-a părut că a fost mult mai bună. Iar prețul pentru două șaorme mari, dar acelea mari erau mari ca și lungime oarecum, dar ca și grosime și astea erau foarte mici. O porție de cartofi și un suc am plătit 50 de lei, foarte ieftin, bă, într-adevăr. Bă, ești bun, 50 de lei? Nu săturat, dar cu 50 de lei. Ceea ce... Bă, 50 de lei pentru tot ce a avut acolo, păi nu, nu bine, într-adevăr, cantități mai mici, dar... prețuri comparabile cu România. Nu zic că e foarte ieftin, dacă n-ai mâncat mult, cred că te-ai săturat cu un... 25 de lei, ceva de genul. Din punctul meu de vedere, sincer, mi se pare că foarte multe din România sunt mult peste aceste aici. Amicii mei, a venit și... șaorma amici, frate, nu? Momentul în care am ajuns și la șaorma amici. Avem aici punga frumos, prezentabilă. Bun. Și ca să prasarea fie testul cinstit, am luat o șaorma mică de la amici cu... care nici nu se compară cu aia de acolo, că e mai mare. Pui și una cu vită. Așa arată șaormele. Dar gândiți-vă că, fără să exagerez, asta mică
este mult mai grea decât aia mare de acolo. Într-adevăr, aia era și mai ieftină. Avem aici vita și aici avem puiul. O să le luăm chiar acum să le și mâncăm. Trebuie să menționăm că față de cele din Arabia Saudită, poate nu mănâncă ca românii, mă, noi când mâncăm, mâncăm ca pometații, ca nesăturii, gen. Saudită, astea pot fi customizabile. Adică, dacă țineți minte, acolo nu puteai să spui mai nimic decât picantă sau nepicantă. Aici, pe lângă asta, poți spui ce soturi vrei tu, ce legume vrei tu și așa mai departe. Nu să vină românii prost pe shawarma. Vrei să te mii, mai zici cineva că e mai bună ca aia din Turcia. Acum nu știu ce să zic, da? Ciulița. Wow. Ia uite-o, da. Așa arată shawarma noastră. Da, aceasta este cu vită și berbecuț. Ce așa arată, avem pătuțe, avem de toate. Ia să merge la Craiova. E altceva. Cum se simte vița asta? Mamă. Și o altă chestie, ce am uitat eu să le zic, este să o amestece. Voi puteți să le cereți. Da, neapărat, frate, în shawarma să se amestece. Mai uite, așa? Deci cam așa arată. Ca să nu iei totul deodată, așa noastră, amestecată frumos. Bă. Și mirosul și tot, nu știu, tot, e... Bine, sunt trebuie și subiectiv că e a mea, probabil, dar nu știu, ai avut... Bă, e bună, mă, bă, shawarma micii chiar e bună, într-un fel, în mare parte e bună, adică eu am zis că e cea mai bună de România, dar nu cred că acum e chiar cea mai bună de România, poate am fost și eu subiectiv, dar pe moment mi-a părut cea mai bună de România, mă jur, e bună, au sosul ăla a micii care e bun. Oricum, nu a fost ce trebuie. Sau așa o mănâncă ei, noi suntem obișnuiți altfel. Și asta are carne și cartofi înăuntru, nu cum a spus voi, că eu ca fraierul mi-am luat cartofi separați, crezând că n-am cartofi și urma, că toți mi-au zis, ce e, și urma adevărată, du-te tu la arab să vezi că nu e adevărat. Hacol, tacol, zapta, cam așa arată și în interior, uite, ca să filmați și carnea, ca și context, bine, deci e mult mai groasă. Bine, nu mai filmați și că faci tot. Trebuie să menționez că este făcută de shawarmarul meu, Ion. M-a rugat și mi-a zis că să-l menționez în video. Și așa arată cea de pui. Atenție, sunt mici, tot cu de toate este. Mamă, cât de bine arată, nu mai vreau bercea, nu mai vreau să strească ție. Eu de obicei nu pun atâtea, dar am zis, bă, hai să o fac cu de toate, că și aia era tot cu de toate. N-am apucat să mănânc de la Nicu Balș. Eu pot să spun că shawarma din România este mult peste cea din Arabia Saudită și mai ales asta de la micii, care pentru mine... Da, frate, e bună. E cea mai bună pentru că... Bă, eu de ce zic că e cea mai bună? Pentru că eu am făcut-o exact pe gustul meu. Cum... Și e bună, frate, e și pe gustul meu înseamnă, e bună. Am vrut eu. Eu mâncând de la toate shawarmele posibile aproape, am știut ce plusuri să aduc, ce minusuri aveau altele. Și încerc în continuare să aduc plusuri. De asta pentru mine este shawarma perfectă, pentru că este exact cum place mie. Ca și preț, sincer, aia într-adevăr mai ieftină. Mi-am luat una mare de vită și una mare de pui cu un Pepsi și cu o porție de cartofi prăjiți și a dat undeva la 48 de lei. Aici. Mamă, și-a luat două, cum ar veni? Preț bun. Și într-adevăr, una mică de vită, că v-am zis... Deja, ești nebun, două și atât te trece 60 de lei. Eu le compar la gramaje. Într-adevăr, a noastră este mai scumpă. N-ai ce zice, dar cantitativ, aia nu avea mai mult de... Fără să exagerez, 350 de grame. Maxim. Ceea ce 350 de grame pentru o shawarma e puțin. Asta mică, cred că are undeva la 500 și... Nu știu, habar n-am. Deci nu mai știu exact ce gramaj are, dar știu că are peste 500. Dacă ați mâncat și voi în alte țări shawarma, vreau să spuneți cum este shawarma din altă țară versus shawarma. Da, mă, e bună. Deci e bună. În comparație, bercică dezamăgită shawarma. De shawarma de la ăia, sunt și eu de acord. N-am gustat-o, dar e prea bună și urma micii să curgă caldele. Da, cam asta a fost cu episodul. Vă pup, ne vedem la viitoare. Subscribe, like, toate alea. Pa!